și abia atunci cred că vei fi cu adevărat împlinit. Nu te mai minți singur că lucrurile sunt ok, serios. Știu că e o propoziție nașpa și cred că ai avut senzația să spui: ce zice ăsta, mă? Dar dacă stai puțin și te gândești obiectiv și nu e personal, s-ar putea să-mi dai dreptate. Dar lasă-mă să-ți spun mai concret la ce mă refer. Mă refer că te minți singur în legătură cu tine, în legătură cu viitorul tău și te comporți ca și cum ai trăi 1000 de ani. Spui mereu că este timp, dar de fapt nu este atât de mult timp. Și nu te mai minți că o să fie ok, pentru că dacă nu o să faci ceva diferit, o să fie la fel. Nu o să se schimbe absolut nimic. Dar stai puțin, tu vrei o viață ok sau vrei o viață extraordinară? Vrei o iubită sau un iubit ok? Sau vrei pe cineva de care cu adevărat să-ți placă și de care să te simți atras și împlinit? Tu vrei să câștigi ok sau vrei să ai mulți bani astfel încât să nu-ți lipsească nimic și să te bucuri de viață la maxim? Dacă răspunsul la toate întrebările de mai devreme este evident da, cred că e timpul să schimbi ceva. Poate te întrebi acum, ei bine, și ce ar trebui să schimb? Simplu, în primul rând, ar trebui să nu te mai minți. Să nu te mai minți că o să faci de luni, să nu te mai minți că este timp. Să nu te mai minți că e ok situația în care ești. Să nu te mai minți, simplu. Și dacă vei face asta și îți vei privi obiectiv viața, o să-ți dai seama câte vrei să schimbi. Și abia atunci cred că vei fi cu adevărat împlinit. Atunci când vei avea persoana potrivită lângă tine, atunci când vei avea jobul pe care ți-l dorești, când vei câștiga exact banii pe care ți-i dorești, atunci când îți vei urma pasiunea și ce-ți place ție cu adevărat să faci. În viață suntem tentați de cele mai multe ori să nu ascultăm de vocea noastră interioară și să ascultăm mai mult de exterior, de oamenii din jurul nostru, de familie, de prieteni. Însă partea proastă este că de cele mai multe ori, fără să-și dea seama, și ei ne mint. Singurul care nu te minte este sufletul tău și tu știi asta, nu trebuie să-ți spun eu, pentru că simți asta și ai simțit nu doar odată. Dă-i de azi mai mult credit sufletului și ia decizii. Pune-te pe treabă, du-te acolo unde trebuie să ajungi, pentru că ai multe lucruri de făcut, ai un destin măreț pe care trebuie să-l faci. Nu ești doar un simplu om care se uită la video ăsta, ești mai mult decât atât. Iar cuvintele astea, dacă răsună în tine, înseamnă că am dreptate și din acest moment vei face ceva. Dar ce ai de făcut mai concret? 1. Stabilește-ți care sunt visurile tale. 2. Stabilește-ți ce vei face pentru ele începând din acest moment. 3. Stabilește-ți de ce vrei să atingi acele visuri. Și 4. Dă-i drumul la treabă. Ai un destin mare. Dacă te-a ajutat acest video, dă-l mai departe, fie la tine pe story, fie în privat. Doar împreună putem face lumea un loc mai bun decât am găsit-o. Eu sunt Radu Constantin, iar până data viitoare, nu uita că ești o persoană extraordinară.